Da, suntem în Casa Cărții, Biblioteca Județeană Antimivireanu, sub cupola Facerea Lumii și o să vorbim de facerea poeziei. Asta înseamnă că avem interlocutor un poet. Un poet și un bibliotecar. Și un bibliotecar, da. Acum, prima întrebare care mi-a venit în minte după ce ați intervenit. Așa, poezia izvorăște și din bibliotecă? să vă răspund sincer, am avut timp să scriu acolo, deci am scris niște cărți, am opt lucrări publicate, nu numai de poezie, dar eu nu mă consider în primul rând un poet. Cred că a fi poet înseamnă să ai talent. Eu consider că n-am talent, am sensibilitate. Talent au poeții mari, Argezi, Blaga, Bacovia, Eminescu, în primul rând. Atunci de ce zic cei care vă cunosc când rostesc numele Valentin Dolfi? A, poetul? Așa s-a obișnuit. S-a obișnuit. <laughs> Interesant cum izvorește poezia din biblioteca, adică dintr-un spațiu închis. E, vedeți, când scrii poezie, ai nevoie de o anumită liniște și de, un, de o liniște interioară și, de și, și bineînțeles, și o liniște exterioară. Deși poezia pe care o scriu eu se numește poezie postmodernă și cumva citadină, totuși ai nevoie de, de o concentrare și în bibliotecă e de obicei liniște. Până când a fost liniște? Am avut și probleme, pentru că ca să intru un subiect, că bănuiesc că vă interesează biblioteca, nu vorbim despre poezia mea, am avut patru mutări Până ne-am stabilit aici Am avut noroc cu această clădire Care a rămas în patrimoniul ora orașului Se numește Vila Alexandru Iliescu Se înțelege că ați fost într-un fel în șah, Adică ați mutat uh, cu albele Am tot și Muzeul a avut acea soartă Deci clădirile unde erau înainte Biblioteca și muzeul au fost revendicate De urmașii foștilor proprietari și câștigate în instanță Cum era și normal Asta e legea și ne am, ne-am tot mutat prin diverse spații, mai mult sau mai puțin improvizate, până am ajuns în spațiul actual, care este foarte bun și foarte ofertant. Și cred că este definitiv. Deci avem la, la parter este muzeul, colecția, cum e numită oficial, colecția Gheorghe I. Petre Govora, colecția de arheologie, carte veche și artă religioasă. Și la etaj este biblioteca publică. Da, bibliotecă publică, atunci când rostim numele unor stațiuni, de exemplu la noi în județ, Băileulănești, Călimănești, Băile, da. Băile Govora, da. te gândești că la bibliotecă vin cei care vin la tratament, se tratează cu ce? Să știți că aveți dreptate. Fac tratamente cu iod și cu sulf, în general tratamente contra reumatismului și, într-adevăr, cei mai mari cititori, ei sunt, pentru că sunt oameni în general în vârstă care au fost obișnuiți să citească. Acum, mai nou, copii de când cu internetul, de când cu televiziunea prin cablu, cu tabletele, cu telefoanele Da, mai discutam cu cineva există pericolul să dispară bibliotecile clasice și să apară un calculator -10 da, Dacă tre... vreți părerea mea de la invenția lui Gutenberg Biblia lui Gutenberg au trecut deja 500 de ani și probabil că va veni o perioadă, nu acum, imediat, dar peste ani, să nu se dispară cartea cu totul, dar vor, cred că ne întoarcem la e, epoca lui Gutenberg. Vor fi, probabil pentru persoane care au bani, vor fi mai mult niște obiecte de artă în tiraje foarte mici, cu gravuri, cu... Asta cred că va ajunge cartea, pentru că nu mai este de imaginat, să zicem, să tipărești cum tipărea Nikita Stănescu sau Adrian Păunescu un volum de versuri în 10.000 de exemplare. E imposibil asta. Da, La apropo de Nikita Stănescu, zicea printre altele, într-o poezie de a domniei sale, că poetul ca și soldatul nu are viață personală. Mă personal vă întreb, aveți ceva personal cu... Mi s-a întâmplat și mie, e adevărat, așa parțial. Soția chiar îmi reproșa că n-ai reușit nici să fii un, un tată bun, nici un poet bun. Deci să vedem. Praf și pulbere, să spune. vedem, da, să vedem până la urmă. Dar să revin la vilă. Deci vila Alexandru Iliescu a fost construită între, în începând cu 1910, în anul 1912 a fost inaugurată a aparținut unui mare latifundiar și uh, secretar al Camerei Deputaților din perioada interbelică, pardon, antebelică, Alexandru Iliescu, care a fost deputat PNL, deci al Partidului Național Liberal, pe două județe. Pe Iliescu, PNL? Ol și Vâlcea. Îl chema Alexandru Iliescu. Știți că uh, a fost, au fost destui care, cititori care au urcat și ne-au reproșat, zice, bine, ați dat bibliotecii numărul în numele lui Iliescu. Zic, dumne, dacă vă uitați atent, nu scrie Ion Iliescu, scrie Alexandru Iliescu. <laughs> da, și foarte mult poartă numele ăsta. Da, e un nume comun românesc, cum este Popescu, Ionescu și așa mai departe. Dar știți de unde vine numele Popescu? E, nu. De la Lăpușneanu. Întoarcerea lui Lăpușneanu. Dar să mă întorc pe mulți, am să vă popesc. Am să vă popesc. Deci, biblioteca... Stă... I-am dat numele Alexandru Iliescu, bineînțeles cu aprobarea Consiliului Local, dar se pare că denumirea nu e încă valabilă pentru că are nevoie de aprobarea Consiliului Județean, care atribuie o comisie specială care atribuie denumirile. Dar am rămas așa, deci firma așa este. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru că Alexandru Iliescu, după ce a construit vila, venea ocazional, a murit la Iași, veneau ocazional prin băile Govoraș, nu știu cât a folosit-o, probabil destul de puțin, și în 1917, prin testament, a, a donat-o societății Govora Călimănești cu rugămintea ca bani încasați din închirieri. Ea a fost închiriată la diverși medici, în sfârșit salariați ai societății Govora Călimănești, cu rugămintea ca banii obținuți din închiriere să fie donați săracilor din cele două județe. Deci el a fost foarte atașat de oameni în general și ne având copii, dar au ajuns eu. banii unde. Nu știm, este... nu avem date de privitoare la... Dar... Da, a... domnul, mi se pare... Nu știu, tuna, mi se pare ciudată așa. Când e vorba de a ajunge niște bani undeva, nu sunt date. Nu se cunoaște precis dacă au ajuns banii unde trebuie. Multe lucruri n-am găsit în arhive. Da. Nu, am găsit nu ne neapărat legate de cazul ăsta. Vedeți, lumea înainte, în perioada interbelică, lucru care lipsește astăzi persoanelor care au foarte mulți bani, obișnuia să facă milostenie, să facă donații. Astăzi nu știu câți oameni cu foarte mulți bani din România mai fac așa, să doneze o clădire în scop public sau nu știu, n-am auzit. Păi, și când donezi o carte, cuiva să uite urât. Pentru că e obligat să o citească. E trebuie. obligat să citească, nu neapărat. Dar, uite, mă gândeam și la bibliotecă și la ce înseamnă să ai bibliotecă da. acasă. A da. cam dispărut de prin magazine și ceea ce însemna o bibliotecă. Au dispărut pentru că dacă lumea nu mai citește și nu mai cumpără carte, cred că în general știți cum merg Mobilă și durere. Da, și la, la libreria Humanitas. Clienții cei mai importanți sunt bibliotecile care cumpără, fac achiziție de carte. Uh -huh. Așa încât, v-am spus, avem un sediu ofertant, foarte ofertant, avem aproximativ 57.000 de volume din toate epocile, deci avem inclusiv din, începând cu 1950. Cea mai veche carte? Din 1950. Au, sunt anumite exemplare cumpărate la, de la Anticaria de, fostul, de foștii bibliotecari, care sunt mai vechi, dar nu foarte vechi, dar noi suntem bibliotecă publică în Băilecova din 1951. Este anul trecut în ghidul bibliotecilor publice din România. Bine, aer foarte bun la Govora. Pentru este asta foarte, foarte curat, într-adevăr. Și aerul ăsta înseamnă o zonificare a materiei cenușii Așa este. și mulți oameni care s-au născut în Govora și au ajuns. E, oamenii... nu, nu la tot se întâmplă, dar <laughs> <nu> avem cazuri. <laughs> da, eu m-aș legat totuși de ceea ce înseamnă să fii bibliotecar. Asta când s-a întâmplat, după ce ați terminat uh, ce cursuri? Am făcut cursuri de calificare în doi ani la rând. Uh, lucrez ca bibliotecar din 1 aprilie 1992. Și cum se numesc cursurile astea? Noastră? Sunt cursuri de calificare în biblioteconomie. Le-am făcut organizate în Ministerul Culturii, uh -huh. care au echivalent de școală postliceară de biblioteconomie. Deci, mai uh, sunt, meseria asta a presupus o calificare. Uh -huh. Și mai sunt cursuri de genul ăsta? Nu știu dacă mai sunt acum. Uh, în general, acum se face facultatea de biblioteconomie, dar nu știu câți o mai fac, uh -huh. că nu e rentabil. Adică... Apropo de rentabilitate, sunteți mulțumit cu renta? Că da, sigur. Acum, ca orice român, ar putea să fie și mai bine, dar... De ce vă întreb? Pentru că ați făcut niște cumpărături. Da. Și? E o poezie M pe care... Mă descurc, mă descurc cât pot în, în limitele bugetului, ce să fac. Eu nu sunt niciun om cheltuitor și sunt modest, așa de felul meu. Aveți totuși o poezie în care spuneți că ați făcut niște cumpărături. Dacă puteți să-mi aduceți aminte că nu. Păi, câteva mii de lei pentru un teren care merge și îl vedeți și vă gândiți când o să răsară ce? Nu, 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 era. Asta este ce am auzit în cimitirul localității. Aha. Deci, o doamnă și-a cumpărat un teren, un loc de veci și era foarte bucuroasă că l-a cumpărat la un preț foarte bun. Și, da, aveți dreptate. E o metaforă acolo că îl sap așteptând să moartea încoltească, să încolțească, da. da, da e asta e o metaforă. Tot o poezie, așa. E poezie. o metaforă, da. Da, M-am uitat la titlurile pe care le le puneți într-o carte, una dintre cărți se află aici în fața mea cu fotografii de familie tradusă și în da, franceză. în limba franceză, da. da. Acum, aveți, o ediție, aveți, aveți, aveți aici la biblioteca de da. Teana Timivreanu fotografie, să spunem, de familie, așa, o familie cu 3 de V. Așa este. Suntem noi trei Valiconeam, unul Valentin Dolfi și mai un Valentin care înregistrează. Valentin Smedescu. Da da. care care muncește familie. acum. Da, sper să nu-l plictisim și să ne facă semn că s-a terminat <laughs> da. timpul. <laughs> da, la titluri. Ia să mă uit aici. Buncărul de hârtie. Buncărul de hârtie este metafora bibliotecii. E un buncăr? Da. Deci un om care stă... E, poate fi și un buncăr. Un om care stă îngropat în cărți. Uh -huh. Și uitați, avem rapturii de toate, din toate părțile. Da, te simți ca într-un buncăr și, e, cum să vă spun, ești cumva apărat de lumea din afară. Am și un moto acolo. De răutatea care vine din afară vine răutatea. Să nu vină necitiții sau... E, îți oferă un spațiu de liniște, de contemplație. Până la urmă, asta, asta e foarte important pentru un scriitor. În tandem cu cine acolo sau sunteți? În tandem am fost cu Adrian Cristinescu, care din păcate nu mai trăiește. Fost un, a fost un prieten și un coleg de școală foarte bun al meu. El mi-a pus o carte de versuri în mână și el m-a orientat spre poezia. Până atunci eu nu citisem decât poezie din manualele școlare. El mi-a pus în mână o carte de Nichita Stănescu pentru prima dată și mi-a spus, uite, asta e adevărata poezie. Și ce e cu lumea de Ipsos? Lumea de Ipsos este lumea de afară, Oamenii inexpresivi, Gen. cu care poate nu te înțelegi. Nu știu, nu, abia v-am cunoscut. <laughs> da. <laughs> nu pot să spun. Și aveți, așa, în tipărire în, minte, figureta de Ipsos care da, e, sunt puse pe anumite străzi de case e, prin govora? Nu, știți ce se întâmplă? În afară că e o lume exterioară mie, deci este și o lume încremenită cumva, este o lume a amintirii. Deci sunt niște chipuri care ți se fixează în amintire și rămân ca un fel de efigi sau ca, nu știu, ca o imagine dintr-un tablou. Acum am explic de ce spuneți că biblioteca e un buncăr. Vă cam izolați acolo, nu știu ce. de ceva, e, vă temeți de ceva, nu, dar... nu suntem izolați, dar biblioteca, prin, cum să vă spun, nu îți vin, poate nu ai cititor, nu ai mereu în fiecare minut și atunci ai și momente de liniște. Mă gândeam cum să dau titlu acestui podcast și acum am dat mingea la fileu, mi-a aruncat mingea la fileu legat de bunkerul ăsta. Da. Singurătatea bibliotecarului de cursă lungă, ce să zic. De provincie de mai bună. De da, 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 uite, e mai bună. De provincie, da. Ideea asta e mai bună, chiar așa o să punem titlul Singurătatea bibliotecarului Iar... de provincie. Biblioteca de provincie. Este o bibliotecă de provincie eu avem un spațiu ofertant, avem și patru calculatoare donate prin biblionet, avem amatori mai mult, la da ele copii, pentru că ei sunt principalii. Vedeți cum vă trăia singur Craca, pun biblionetul <laughs> tot și dispar rafturile cu cărți. <laughs> și dispar rafturile, da. Da, da, poate că v-am spus, în viitor e posibil și asta. De acum, după cartea cu pricina semnată de Nictea Stănescu, poezia cum a venit? Cum ai zvorât așa? Mi-e greu să vă spun, am scris primele poezii în armată, eram în armată probabil din cauza singurătății, pentru că spunea Octavian Paler că poți să fii pe un stadion cu 50.000 de oameni și să te simți singur, să fii singur. Și are dreptate, da. Adică poți să fii singurat, nu neapărat. Nu e singur, pentru că în jurul tău sunt zeci de mii de oameni. Singur Dar pe te poți, un peron de singur. te poți însingura. Da, da. Titlul celebrului roman al lui Gabriel Garcia Marquez din câte am umblat eu la dicționar, n-ar fi 100 de ani de singurătate, ar fi 100 de ani de însingurare. Așa ar fi corect. Asta ce înseamnă? Că ne însingurăm, fugim de lângă ai noștri, nu ne, nu ne complacem în, în mediul lor? Deci poezia înseamnă să te retragi în cazul dumneavoastră? Adică, ne... Absolut, da. Eu ești obligat să te retragi ca să poți să scrii și să, să, să te gândești la anumite expresii, la anumite cuvinte pe care trebuie să le scrii, dar pentru că, vedeți, nu mereu ai nevoia să comunici. Și comunicarea, că câteodată, poate fi obositoare, și ca să comunici trebuie să ai și cu cine să comunici. Deci, o persoană interesantă cu care să schimbi niște idei sau, eu știu, niște gânduri, să ai, o, să ai preocupări comune. Deci să nu pierzi timpul, cu alte cuvinte. Da, alții preferă exteriorul. Trebuie să se-l de oameni, să dea cu capul de copaci, să intră niște... Le e frică, ape, le e frică să rămână singur din locul ah. ah. Interesantă chestiunea asta. Chestiune asta. Uite, la asta nu m-am gândit. Dar atunci când ești cu o carte în mână, poți să fii e... singură, dar cu lumea din carte... Nu aș spune că e singur, pentru că, vedeți, în carte sunt niște personaje. Dacă ai destulă imaginație, Ralează un film, nu? Te, trans, Dacă... te transpui acolo în, în acțiunea romanului respectiv. Poezia e mai scurtă, nu te obligă nimeni să citești. Tehnica de lectură la poezie, după mine, e următoarea. Poți să citești și de la jumătatea cărții, de oriunde. Nu ești obligat să o citești ca pe un roman. Avem sunt... niște cunoștințe, niște, nu mă zic niște, pentru că nu, sunt... nu e cuvântul. Cel mai bun folosit de mine, Acum, oameni care la fel sunt însingurați în poezie. Felix Sima. Da, este un, un poet important și este un bun prieten al meu și ne vizităm. Mai mult eu îl vizitez pe el, având și mașină, el nu prea are cum să ajungă la Băile Govora, mai ajunge și el când. Păi, uneori drumul se făcea pe jos de la Mihai, și la Govora. Eu l-am cunoscut pe Felix Sima, că mi-ați adus aminte de Felix Sima tot încercam să public și aveam nevoie de o recomandare. Asta se întâmpla în 1985-86, deci de mult, sunt deja vreo 40 de ani. Și am apelat la domnul George Voica și la, când am ajuns la francez la domnul Voica, la o masă și la o țuică, era Felix Ima cu domnul Voica.